Hudinașilor, astăzi o să testăm glitch-uri nebune pe Roblox Brookhaven. Așadar, să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Și există anumite glitch-uri care sunt insane pe Brookhaven, chiar pe noul update, și hai să vedem primul glitch. Există un glitch care te lasă să spawnezi mașini sub fântâna din Brookhaven. Chiar aici sub mine o să putem să spawnăm mașini, și nu orice fel de mașini, ci mașini gigantice. Dacă nu știți, ca să puteți să ajungeți sub fântâna din Brookhaven, trebuie să veniți aici la stația de metrou și să apăsați pe logo-ul acesta, iar atunci o ușă se va deschide chiar aici și o să poți să ajungi sub fântâna din Brookhaven. Din păcate nu te mai poți glitchui acum chiar sub fântână. Sau ba da, merge. Nu mai merge prin toți pereții ca înainte. Înainte puteai să intri și prin pereții ăștia, dar acum poți să vii aici și aparent merge să ajungi chiar sub fântână unde este apa. Și hai să vedem dacă putem să glitchuim aici o mașină. O să mergem la mașini și o să alegem o mașină uriașă, frate. Cum ar fi, de exemplu, hai să testăm prima dată cu autobuzul. Oh, chiar funcționează, bro! Avem autobuzul aici și îl putem și conduce așa puțin. Ia, mă pot urca și pe scaunele astea? Mamă, da, frate! Și autobuzul este chiar sub fântână, cum ar veni. Dacă mergem acum aici, vedem autobuzul școlar. Ia uite-l. Ce tare, frate. Băi, deci mi se pare super șmecher. O să mă întorc acum în partea de jos și o să vreau să spawnez altceva mai gigantic. Hai să-mi scot mașina. Bun, și să punem un tir, de exemplu. Ia să vedem unde este tirul, bro. Uite, aici avem tirul. Și dacă punem tirul, s-a gliciuit mai tare. Uite-te și tu. Oh my god, cum arată tirul. O să-mi dau reset din nou, pentru că vreau să-l văd și de deasupra. Băi, deci ăsta e gliciuit rău de tot, pentru că nu prea încape în locul acesta. Ia fiți atenți. Cum arată tirul și mă pot urca pe el. Ok, este puțin așa ieșit în afară. Desigur, mai există și un alt glitch pe care vreau să-l testez, și anume chiar aici la școală. Trebuie să te duci în orice clasă vrei tu și poți să ai mai multe iteme într-o singură mână. De exemplu, poți să ai o carte și un telefon deodată în mână, ceea ce mi se pare destul de interesant. Deci în momentul de față, de exemplu, hai să scoatem lanterna, dacă luăm un telefon și dacă iei, de exemplu, o carte, nu le poți avea pe amândouă în mână, da? Deci dacă pui telefonul, ai telefonul, dacă pui cartea, îți apare cartea, dar cumva poți să glitchuiești cele două iteme și să le ai pe amândouă deodată în mână. Cum poți să faci glitch-ul acesta? Trebuie să ai telefonul în mână, cum ar veni, și să îl tot scoți și să-l tot pui, și în același timp să apeși pe cartea de pe masă. Și dacă faci lucrul ăsta, la un moment dat, hopa, se va glitchui. S-a văzut pentru o secundă acolo. Mamă, uite! Bro! What? Deci am și cartea și telefonul deodată în mână, se pot observa aici. Și sunt ambele selectate deodată, însă hai să vedem dacă putem să le facem mai vizibile așa. Uite, poate să-mi pun telefonul așa și hai să vedem. Hopa! A funcționat pentru o secundă iară. Ia, hopa! Bă, stai, deci trebuie să prinzi frame-ul ăla nebun. Ia.
Hopa, gata, le-am pe amândouă în mână acum, ia uite-te. Deci am și telefonul și cartea deodată în mână. Wow, ce tare arată. Mi-a rămas și mâna așa sus, nu mai pot să o las jos, bro. Am apăsat pe toate butoanele și mi s-a gliciuit mâna în felul acesta. Dar hai să trecem la următoarea nebunie, bro. Poți să ai 4 mâini în Brookhaven. Și dacă vrei să ai 4 mâini, trebuie să folosești niște coduri secrete. Și hai să mergem acum la faza cu creionul. Punem codul 11420434130 și dacă apăsăm pe Enter, hopa, a mai ieșit o mână aici în stânga. Acum am 3 mâini. Și mai avem încă un cod secret care este 11420427552 și dacă apăsăm pe Enter, mai avem încă o mână în dreapta și acum avem 4 mâini. Ia uite și mâna asta se și mișcă. Ok, arată super, super înfricoșător. Dar dacă vrei să ai 4 mâini, poți să faci asta folosind codurile. Și vreau să vă mai arăt acum încă un glitch foarte, foarte șmecher. Poți să unești două chestii într-una, gen. Și ca să faci asta, desigur, ai nevoie de o mașină. O să luăm mașina aceasta MOV și ai nevoie și de cal. Dacă o să spawnezi calul peste mașina MOV, hopa, ia uite-te, bro, avem mașina cal care arată super, super ciudat. Calul stă în picioare și ține mașina. Ia uite-te ce tare e. Boi, deci e insane glitch-ul acesta. Oare mă pot urca pe cal? Să merg așa cu calul, gen? Bă, nu cred. Ia, poate dacă mă duc mai încoace și apare și bebelușul acolo. Dar nu prea am cum. Ia, poate dacă mă gliciuiesc așa. Da, stai, m-am gliciuit pe cal și acum mă plimb cu calul și cu mașina. Băi, deci am 4 mâini și pe lângă asta călăresc un cal mașină. Deci glitch-ul acesta mi se pare cel mai interesant dintre toate. Mamă, probabil este destul de greu ca să faci calul să stea în picioare cu mașina deasupra, însă dacă te chinui puțin, cu siguranță o să reușești. Cam așa arată calul mașină și acum m-am așezat și aici deasupra. Prea, prea șmecher. Hai să vedem acum următorul glitch. Următorul glitch este cel de viteză. Dacă nu știați, merge să ai o viteză mai mare pe Brookhaven. Și ca să faci asta, ai nevoie desigur de o mașină. Hai să luăm orice mașină. Uite, o să luăm de exemplu mașina aceasta. Vreau să fie o mașină free ca să vedeți că funcționează. Și dacă vrei să faci glitch-ul acesta de viteză, ai nevoie de o scară. Trebuie să pui scara în spatele mașinii. Hai să punem scărița aici, bun. După care trebuie să te duci în spate cu mașina și să tot accelerezi foarte, foarte mult. Deci trebuie să stai aici câteva secunde, după care scoți scărița dintr-o dată și o să prinzi o viteză foarte, foarte mare. Dar ai nevoie și de viteză mai multă. Trebuie să spui aici viteza maximă. Eu, de exemplu, o să pun, hai să vedem, 100, ca să nu pun chiar 200. Și o să pun scara în spatele meu ca să pot să prind viteză mare, rău, rău de tot. Stau așa, accelerez aici ca să mi se gliciuiască viteza în scară. Și apoi când o să scot scărița, ia vezi, mamă, ce viteză am prins! Oh my god! Deci practic poți să ai viteza mai mare față de cât îți poți tu pune aici. Eu mi-am pus de exemplu 100 și cu siguranță a mers mai rapid de 100. Hai să ne punem de exemplu 200 acum, ca să vedem cât de tare o să meargă mașina. Și punem 200
cu 200 la oră nu o să poți să mergi prea tare cu spatele, o să facem așa un mic test. Deci mergi destul de încet cu spatele, după cum se poate observa, însă dacă o să facem glitch-ul de viteză, o să vedeți că o să prind o viteză uriașă. Hai să punem aici scara. Deci funcționează cu orice viteză îți pui tu aici sus, însă dacă o să ai o viteză mai mare pusă aici, o să prinzi și mai mare viteza după ce iei scărița. Și hai să vedem, ne glitchuim aici, bun, 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 ne glitchuim viteza în scară, după care scoatem scara. Opa, ia uite de ce m-am dus, mamă, din păcate nu am mers prea drept, dar ați văzut că aveam o viteză uriașă. Hai să mai punem o dată scărița aici, bun, și să ne luăm așa viteza, cred că am stat cam mult, sincer să fiu. Nice, 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 cred că s-a strâns destulă și scoatem scărița, uite-te și tu ce mă duc, bro! Uhuu! Aproape că săream de pe hartă. Deci, într-adevăr, și glitch-ul acesta încă funcționează în Brookhaven. Hudinașilor, cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut, să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!